Două goluri pentru turul 3 al Cupei României le-au fost de ajuns petroliștilor să meargă mai departe. Succesul s-a născut greu în partea a doua, până atunci galben-albaștii nereușind să-l învingă pe Popa, unul dintre cei mai grei portari din Liga a 3-a. S-a născut destul de greu din cauza că am avut foarte multe ocazii. Dacă marcam la primele ocazii care le-am avut, ne făceam meciul mult mai ușor. Dar ne bucurăm că am reușit să câștigăm și să mergem mai departe. Mai avem, este un obiectiv clar care trebuie să îndeplinim în cup. Lupii se bucură când sunt arbitrați de domnișoare, deoarece câștigă de fiecare dată. Așa s-a întâmplat și cu Ana Maria Terteleac, fostă tenismenă, cea care a condus meciul. Cosmin Lambru, fotbalistul cu o mână de plastic, și micuțul Nini Popescu țin obiectivul în viață. Lambru a punctat după o centrare a lui Velisari, iar Popescu a înscris cu un lob elegant după o pasă luminoasă a lui Kindriș. Nini a fost maxim pentru Găzari, deoarece a animat jocul cu execuții spectaculoase. Să aducem o echipă de Liga 1 aici pe Lyon. Pe cine? Nu contează cine, o echipă de Liga 1. Să o scoatem și pe aia și după aia să vină următoare. Să vină lumea la meci, să fim un număr cât mai mare. Petroș a permis să țină în tribune jucători grei, precum Păun, Stănescu, Wagner, Ciocâlteu. La meci a fost și Țiții Dumitriu, aflat în staful celor de la Academica Clinceni, însoțit de fica sa. Înaintea jocului s-a ținut un moment de reculegere pentru un suporter petrolist decedat mult prea devreme. Președintele clubului, Cristi Vlad, i-a dăruit mamei acestuia materiale promoționale în culorile galben-albastru, cele pe care Adrian le-a iubit cel mai mult.